Bun găsit! Raluca și Alex au transmis un mesaj pe antena Play. Acum că sunt din nou împreună și ușile sunt deschise, cei doi au vrut să mulțumească amândoi împreună pentru toată susținerea celor de afară, să mulțumească grupurilor lor de susținători și să le spună că ei sunt foarte mulțumiți și fericiți în ceea ce privește decizia lor. De asemenea, Raluca a ținut să le mulțumească părinților pentru că Cadourile primite de la ei și le-a mulțumit și numele doamnei Gica pentru că probabil știți deja că părinții Raluca i-au trimis un pachet și sau un cadou mai bine spus și lui George și doamnei Gica. Iar Raluca a spus că probabil o să le mulțumească și împreună cu doamna Gica. Raluca și Alex au mai precizat că pe 23 ei vor face marele pas, așa că își doresc ca familiilor să le fie alături. De asemenea, le-au transmis, le trimit o scrisoare în care să le spună unde își doresc să-și petreacă împreună sărbătorile de iarnă, pentru că și-ar dori ca să fie toți împreună, atât familia lui Alexandru, cât și familia ei, a Lucăi. Apoi Raluca a mai spus că va urma o lună în care își vor vizita toate rudele de la Timișoara, Severin și pe unde mai au ei rude, la Botoșani, la rudele lui Alex, Iași, Brașov, Cluj și pe unde mai au ei prieteni și rude. Așadar, da, ați auzit bine, Raluca și Alex vor face marele pas în marea finală și sunt hotărâși, deci și asumați în ceea ce privește decizia lor.